Ia, bună dimineața, aici sunteți, nu? Tot mai mulți, tot mai mulți. Cafeluța din dotare, cafeluța de rigoare. Merge și pe căldură, dar mai ales și pe răcoare, nu la răcoare. Sănătate multă, tot ce vă doriți. O guriță și începem. O guriță de cafea, fie bună, fie rea. Dar asta este excelentă, că am primit-o din America. Doi ardeleni stabiliți undeva în Florida, au pus pe buymeacoffee.com/nicubende, au pus o cafea bună. Și a mai trimis cineva, o persoană puțin mai anonimă, dar îl descoper eu și îi mulțumesc și lui. Mulțumesc și vouă de abonament, de abonare. S-a pus acolo, a sunat clopoțelul, imediat v-ați adunat. Măcar știm unii de alții, știm unde ne găsim, unde putem apela. Mulțumesc de comentarii. Ați scris frumos și ieri, mulțumesc. Problema ciocului. Problema ciocului răsfiră cu ce din cioc ca mândruța din mijloc. Îl mai lăsăm o țire până facem toaletarea, ca la copaci, toaletarea de weekend și îl dăm jos. Îl dăm jos. Nu merge, domnule. După o vârstă, parcă mi-aș fi pus silicone la față, așa arăt. M-am tunat. Nu. Lăsăm natural, așa, să-și facă și giletul, să-și facă treaba. Da, bineînțeles. Cu ce să începem? Cu pensiile speciale? Nu e o inițiativă rea. Cei de la USR așa au zis, că pe final de mandat își dau demisia din Parlament ca să nu beneficieze pe viață, ca Florin Iordache, să nu beneficieze de viață, de pensii speciale. Corect, corect. Dacă tot prin lege nu se pot elimina aceste sporuri, dacă CCR-ul nu face nimic, bun. Numai că au zis și Nea Ciolacu de la PSD de asta și zice, dar și eu îmi dau demisia când mai am un sfert de oră, îmi dau demisia din Parlament. Baiui că el o iniția legea asta. El o iniția legea cu pensii speciale, unul dintre inițiatori. Și acum noi așa ne batem cu cărămida în piept că au văzut că ține. Ține chestia asta la electorat, pensii speciale. Dar, păi, doamne, Mitica Dragomir, cel mai cinstit om care a fost și politician, a fost și om de fotbal și orice a fost, doamne, Mitica Dragomir are din pensiile adunate în jur de 4.250 de euro pe lună. Sărac, dar cinstit. Acum l-a ajutat pe fiul său să construiască în pandemie un hotel așa de vreo 15 milioane sau ceva ansamblu rezidențial, mă rog. Simona Halep și-a terminat și aviluța. Ce să faci? Ca în pandemie. Te descurci și cu un leu până la urmă, ca Dani Mocanu. Dani Mocanu, știți videoclipul lui? Noroc, sănătate. Cafea americană de la prietenii mei din Florida. Dani Mocanu, celebru cântăreț de manele și influencer pe online, care a zis că oricum el se pocăiește din ianuarie. Mai face prostii până în ianuarie. Ca omul, nu? Când simte că așa se subțiază ața sau, mă rog, îl trage ceva, atunci zice, bă, nu mai fac, nu, dar până atunci mai fac. Dani Mocanu a făcut un videoclip în care apare un leu. Nu leu de tri, leu de leu. Băi, cine mai bagă acum în videoclipuri pisici, pantere, și că nici păsăricile nu se mai bagă prin videoclipuri. Nu mai era cu Suzana și Roxana, mi-au furat banana sau nu știu ce au. Mi-au șutit banana, cum era piesa aia. Acum băgăm lei. Săracul leu, ci că avea o rană. Ori sărit ăștia de pe la asociațiile cu animalele, că leu-i rănit, trebuie să ai grijă de el. Dani Mocanu a zis, nu e adevărat, nu e adevărat. Rana era artificială, că nu știu cine a făcut-o, ceva make-up artist, că așa trebuia. Nu știu, n-am ascultat video, că nu pot asculta toate manelele din trending. Deci, aveți grijă ce vă băgați în videoclipuri. Că ziceți că nu vă arăt pe soacră mea. Păi, vedeți? Ăla au băgat un leu și au avut probleme. Eu, dacă bag pe soacra, e bine soacra. Un pic năcăjită că o pierdut aseară Ferenc Varoș cu Juventus, dar s-o bucura că o pierdut și Lucescu. De nenea Mimi Mircea Lucescu a pierdut cu pa 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 4-0 cu Barcelona, evident furat de arbitri. Furat de arbitri, că așa îi se întâmplă lui. Mulțumesc. Mulțumesc și eu de cafea. Când primești cafeaua și știi că vine din suflet, mai e altceva. Uite, de exemplu, Loredana Groza ieri. Loredana Groza. Loredana Groza i s-a făcut o poftă de o cafea. Și ce a făcut? S-a dus ca tot omul să ia de la un Tugo o cafeluță. Bun, asta n-ar fi o problemă. Dar
O parcat neregulamentar, că așa e omul, merge chiar în față, chiar acolo, în față, la privatizare, să-și ia ce are nevoie. Nu poate să parcheze într-o parcare și să mai facă 10 metri. A blocat traficul Loredana. Huo! Loredana a blocat traficul pentru o cafea. Huo! S-au enervat, șoferii au claxonat, după aia au recunoscut-o. Să româna, poftiți, cântați-ne ceva. Să româna, beți cafeluța și aveți grijă de dumneavoastră. Politicoși, șoferi în trafic, politicoși românii cu divele, nu e așa? Bună seara, Loredana, o cafea vreau să-ți dau. Să nu parchezi mașina, că e în zadar. Pune-o bine mai încolo de trotuar. Ar fi zis Caramitru, cu care a făcut celebru duet până în anii 90. Politicoși trebuie să fim, azi și întotdeauna, mai ales că astăzi e ziua de non-violență împotriva femeilor. Trebuie să luptăm cu cei violenți, să-i batem pe aia violență, să nu mai fie violenți cu familie, cu femeile, ceva non-violență. Deci nu numai asta, noi românii știți cum e, dacă e asta în calendar, numai asta o facem. În general să ne purtăm frumos. Cel mai frumos cadou în perioada asta, pe lângă niște mânuși, o blană, o mașină, că vin sărbătorile, dar cel mai frumos cadou e să fim alături de doamnele și domnișoarele din viața noastră, că așa e greu. Păi deja rulează pe site-ul articole de genul ce accesorii nu trebuie să-ți lipsească la noaptea dintre ani. Păi să nu te enervezi. Mulțumesc anticipat. buymeacoffee.com/nicubendea. Păi turbă de furie, doamnele și domnișoarele, că știu că noaptea dintre ani nu cred că se mai face petrecere, să ieși tu pe la restaurante, să chermeze chestii cu artificii, nu. Și mai găsești și articole de alea, ce nu trebuie să lipsească, poșeta, colierul, de preferat de aur, eșarfa. Nu, astea erau pe vremuri, când te duceai la petrecere, la chefuri, la revelion, domne. Acum, care sunt accesoriile? Papuși de casă, șosete colorate, training, halat, pardesiu, capot. Vai de noi! Vai de noi! Cum se schimbă, deci, cum zice Dinescu, cum se schimbă paradigma. Ne înțoleam de nota 10. Codată ea nu o vorba luam zapelea. Când s-o dus sucă cu Veta să facă bulionul la București, cu petrecerea de bulion. Și săraca Veta, știți sketch-ul, dacă nu vă rog să-l căutați, ci pe YouTube. Nu e în trending, dar e bun. Săraca Veta s-a apucat de spălat vasele dimineața și am zapele, au zis, lasă că așa vreau, așa vreau, așa-i trebuie, de bulion, bulion a făcut. Odată ea nu nouă, da. Acum, ce să facem? Ne-am adaptat, că noi tot timpul am avut soluții potrivite și bune. S-a dus și participarea mea de până din această zi. Mulțumesc de urmărire, clopoțelul să sune, mulțumesc de abonare, de share-uire. Dați de știre să afle cât mai multă lume despre acest video. Mulțumesc anticipat de cafele, vă doresc o zi bună, o zi superbă, să vă meargă totul așa după pofta și voia inimii. Și așa trebuie să vi se întâmple, că sunteți oameni cum să cade. Cine nu e om cum să cade, nu intre la mine pe canal.